făcut o promisiune că ne vom mai vedea în cursul acestui an. Sperăm că cu vești bune, ca și cele pe care o să vi le furnizăm astăzi, zic. Subiectul conferinței de presă este de a vă solicita un pic ajutorul, dacă vreți să spunem așa, de a fi și dumneavoastră lângă noi, pe data de 17 decembrie, atunci când instituția prefectului, cu tot ce înseamnă comandanții de arme, împreună cu domnul Zodian Daniel de la Bronx, am semnat parteneriatul numit Gătim pentru oamenii străzii. O acțiune care se va desfășura pe data de 17 decembrie, începând cu orele 12, sperăm, în parcarea stadionului Bacău. Înainte de a intra efectiv pe desfășurarea evenimentului, suntem cu toți aici. Vom vorbi în prima parte despre acest eveniment, iar în a doua parte, dacă dumneavoastră aveți alte întrebări pentru noi cei prezenți în fața dumneavoastră, vă vom sta la dispoziție. Dar mai bine decât să prezint eu evenimentul, fiecare dintre noi va interveni la momentul potrivit pentru a vă explica exact desfășurarea, chiar pe ore, dacă s-ar putea. O să încep din partea stângă, domnul Cojan, reprezentantul restaurantului Regens, locul unde se va face mâncarea. Domnul Zodian Daniel, reprezentantul Bronx. Practic, dumnealui a fost cel care a avut ideea și numim noi ca și sufletul întregii acțiuni. Domnul colonel Luca, de la Inspectoratul de Jandarmi Bacău. Domnul colonel Mihalache, bănuiesc că nu mai are nevoie de nicio prezentare, de la Inspectoratul pentru situații de urgență Bacău. Nu trebuie să înșoptiți. Noi suntem așa un pic sub influența sărbătorilor. Am discutat acest eveniment. Suntem convinși că va ieși un eveniment deosebit, pentru că toți îl privim cu inima larg deschisă. Probabil de aia vedeți un pic în fața dumneavoastră astăzi un prefect un pic mai zâmbăresc decât de obicei. În dreapta mea, domnul prefect Valentin Ivancea și dumnealui mai zâmbăreți, domnul chestor Vasile Oprișan, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, domnul colonel Sandu, Gruparea Mobilă de Jandarmi. Nu-i trist? Doamna Neamțu Florentina, șefa Serviciului de Pașapoarte și, nu în ultimul rând, colaboratoarea noastră în această acțiune, doamna Carmen Fifiric, de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, o să-i dau cuvântul domnului Zodian pentru a ne explica desfășurarea evenimentului. Vă rog. Evenimentul va începe practic dimineața la 7:00. Și vom începe să gătim în bucătăria restaurantului Regens. Și încercăm să terminăm toate cele 250 de porții în jur de ora 12. După ora 12 vom avea invitați la restaurant în jur de 70-80 de copii ce locuiesc în comuna Bălcescu, în care vor primi fiecare câte un cadou pentru Crăciun. După ce încheiem această activitate, vom încărca mâncarea care va fi pusă în caserole și va veni practic în fața stadionului, unde vom servi o mâncare caldă, vom servi o ciorbă de văcuță, un uiaș de porc și plăcinte moldovence. Iar fiecare nevoiaș va primi și micul dejun pentru a doua zi dimineață, în care va primi două sandvișuri și un desert. Succint v-am prezentat cum se va desfășura activitatea. Iar rugămintea mea la masă ideea este să fiți alături de noi de la ora 7 dimineața la restaurant pentru a vedea și dumneavoastră efectiv cum decurg pregătirile, cine participă. De asemenea, mai fac mențiunea că vom avea lângă noi la această acțiune și un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică, un reprezentant al Direcției Sanitar-Veterinare. Acum, dintre colegii mei, vă rog, fiecare dintre noi o să puteți spune efectiv cu ce participați la eveniment.
vorbesc eu primul, din partea inspectoratului de jandarmi județean Bacău. Ne simțim onorați și suntem bucuroși de invitația de a participa la acest eveniment alături de instituția prefectului, de toate armele aparținând Ministerului Afacerilor Interne, alături de colaboratorii noștri. Jandarmii au o tradiție în a participa și a organiza astfel de activități. Noi chiar suntem la a cincea ediție a campaniei Împreună pentru a dărui. Uh-huh. Cea de anul trecut, cum știți, am desfășurat-o în Salină, la Târgu Ocna, cu sprijinul primăriei Târgu Ocna, la care am atras 17 instituții. Anul acesta suntem în curs de desfășurare, încă nu vă pot spune ce o să facem, dar vă invităm să fiți alături de noi. Încă o dată vă spun că suntem deosebit de onorați și bucuroși de a participa la această activitate. Mulțumesc! Am terminat. La fel de onorați suntem și noi. Nu suntem la prima activitate. Practic, la fel ca și celelalte instituții din Ministerul Afacerilor Interne, an de an găsim persoane la care le asigurăm sprijinul. Chiar și după această acțiune, vom mai avea o acțiune la Centrul de Copii Daniel, unde, de asemenea, e în repetare. Noi am asigurat tot sprijinul organizatorilor și suntem în măsură să facem și altceva decât să stingem incendii sau să scoatem apă sau să transportăm persoane afectate. Da, pentru că, așa cum știți, instituția prefectului este alături de cetățeni. Ministerul nostru este în permanență ocupat de grija față de semenii noștri și de cetățeni. Cu toții suntem aici și vrem să arătăm că nu doar atunci când este nevoie de noi, suntem alături de dumnealor, ci și atunci când noi simțim că dumnealor au nevoie, dar nu ne solicită. Domnul Chestor, vă rog. Bună ziua tuturor! Doamna prefect, mulțumim pentru că ne-ați invitat și pe noi, structurile din Ministerul Afacerilor Interne, comandanții, o inițiativă foarte lăudabilă. Noi trebuie să asigurăm tot sprijinul ca această activitate să desfășoare în condiții normale, să aibă un ecou pozitiv, poate la nivel național. Poliția și celelalte structuri, așa cum au precizat și comandanții de la IJJ și de la ISO, am mai organizat și organizăm în preajma sărbătorilor pentru a veni în sprijinul persoanelor care sunt, eu știu, suferind de, cu venituri minime, copiii străzii sau, știu, cetățenii străzii care n-au acoperit și n-au ce mânca, să venim, barem, să avem sufletul deschis în preajma sărbătorilor, să vadă că cineva se gândesc la ei. Eu urez tuturor succes și să dea Domnul să facem un bilanț pozitiv după ce se încheie întreaga activitate. Vă mulțumesc! Să o numim prima ediție, nu știm în viitor. Probabil vor mai fi și stângăcii, dar asta e, suntem cu toți acolo, vom fi prezenți. Eu personal mă voi afla de la ora 7 la restaurant. Promit să gătesc atât cât mă pricep. Domnul colonel Sandu. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem onorați și apreciem invitația instituției prefectului și a colaboratorilor pentru această inițiativă. Și nu întâmplător, așa cum spuneam și în conferința de presă anterioară, vedeți că și la alte evenimente, altele decât cele din atribuțiile structurilor componente din cadrul instituției prefectului și ale Ministerului de Interne, participăm și la această activitate cu caracter umanitar, pe lângă celelalte pe care le-am organizat sau urmează să le organizăm la nivelul structurilor din care facem parte. Pe lângă această activitate, asigurăm și partea de ce ține de cadrul legal pentru desfășurarea în condițiile lege și acestei activități. Sperăm să devină o practică, o practică de urmat, un exemplu și să aibă continuitate de-a lungul întregului an, mai ales acum în luna decembrie, având în vedere semnificația acestei luni, a sărbătorilor care se apropie și se suprapune și cu doliul național. Profit pe această cale, mulțumesc mult, domnul colonel, să salutăm în mijlocul nostru și aproape de noi, la acest eveniment, se va afla și domnul părintele Costel Busuioc, protopopul de Bacău. Dumnealui va fi cu noi de dimineață, pe parcursul întregului eveniment, pentru că, așa cum am specificat la început, dorim să fim alături de oameni
în special de cei nevoiași și sunt convinsă că prezența părintelui va fi binevenită. Imediat, părinte, imediat mă întorc la dumneavoastră. Sunt convinsă și Florentina Neamț. Mulțumim tare frumos, doamna prefect, domnule subprefect. Suntem onorați și emoționați în același timp, că dacă până acum veneam pregătiți cu statistici, cu cifre, cu măsuri de organizare, acum iată că ne aflăm în fața unei asemenea organizări de evenimente care efectiv ne nobilează și dincolo de fața funcționarului public, vedem și o față a funcționarului public sensibil, care se aplacă asupra nevoilor celor care, într-adevăr, în această perioadă au cu siguranță nevoie de zile și calde prin ceea ce o să facem noi. Vă mulțumim, suntem alături de ceea ce faceți dumneavoastră, ne implicăm și noi în măsura în care considerați că trebuie să ne implicăm. De asemenea, așa cum am specificat la început, cu toții ne veți vedea practic în bucătărie, cu analizele medicale la zi și noi ne vom număra printre voluntarii evenimentului. Doamna Carmen Fifiric, de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău. Bună ziua, mulțumesc! Trebuie să spun că instituția noastră a îmbrățișat cu entuziasm ideea domnului Zodian, pentru că, într-adevăr, după cum ați spus, e o premieră, nu am mai făcut asemenea activități până acum și sper să nu fie ultima. Noi ne vom mobiliza împreună cu colegii mei și cu poliția locală pe care i-am anunțat să aducem persoanele fără adăpost. I-am informat, o să-i mai informăm până duminică și o să-i aducem acolo la corturi. Vom avea două corturi, da? Într-unul vom distribui mâncare, iar într-unul, prin profit de prezența dumneavoastră, să facem apel, a fost și pe Facebook această rugăminte, persoanele care vor pot dona la al doilea port pături, lenjerii și știu eu, haine aici groase. Aici spuneți-mi eu că solicit ajutorul dumneavoastră pentru a ne susține haine în acest groase eveniment. Pe care le vom distribui oamenilor străzii sau celor care mai au nevoie, mai sunt și oameni nevoiași. Și ne-am gândit că, pentru că sunt atât de multe porții, sunt ceva, să mai anunțăm dintre, știu eu, familiile care le avem noi în evidență, ca și familii nevoiașe care au într-adevăr asistații cărora, sociale. Exact, asistații noștri, beneficiarii noștri, cărora le prinde bine o masă caldă pentru copii, pentru ei. O să le mobilizăm. Mulțumim frumos. Părinte, vă rog. Să fiți alături de noi. Dragă, mult stimată doamnă prefect, domnilor, doamnelor, este o încântare să fim în mijlocul dumneavoastră instituțional vorbind și la un ceas de împreună slujire. Biserica, așa cum cunoașteți prea bine dumneavoastră, domniile voastre, este într-o liturghie și niciodată lipsită de filantropie. Prin asistența socială pe care ea o recomandă și mai ales o împlinește prin instituțiile sociale pe care desăvârșit, în chip minunat, spunem noi, la glasul arhipăstorului acestei sfinte de Dumnezeu păzite eparhii și pe care îl împlinește cu timpul și fără timpul fiecare preot cu sacerdoțiul său. Ce pot să vă spun este următorul lucru. Faptul că, poate așa cum dumneavoastră cunoașteți instituțional activitățile ce decurg, la fel fiecare preot își cunoaște foarte bine instituția pe care o slujește biserica, respectiv parohia sa. El este prezent cu timp și fără de timp și deci această problemă socială este, așa cum spuneam, foarte bine pregătită și foarte bine așezată. Cu siguranță vom fi alături de domniile voastre, mai ales la un ceas ca acesta, și vă spunem cu un pic de durere în suflet. De exemplu, despre copiii străzii. Până în 89 acest termen nu exista, această sintagmă nu exista. Dar probabil că această problematică care ne-a cuprins și pe noi, că vorbim de desacralizare, că vorbim de eu știu, un lucru care este departe, mai s-au întors cu spatele față de Dumnezeu, iată că se întâmplă și astfel de lucruri în care omul ajuns în neajunsuri, în greutăți, să se poată pierde pe sine însuși. Așadar, eu cred că fiecare dintre dumneavoastră și mai cu seamă, lăudabil, instituțional vorbind, de faptul că, iată, toate instituțiile sunt la un loc, că încearcă să așeze o mână de ajutor celuia care este menit și poartă chipul lui Hristos ascuns într-însul, cu atât mai mult într-un prag de sfinte sărbători, în care Dumnezeu ne dorește să fim cât mai mult iubitori unul față de altul, dar mai ales cât de mult, eu știu eu, cu privire largă și iertătoare, dar mai ales milostiv,
iubitoare față de cei care sunt într-un nevoi. Vă promitem că vom fi alături de dumneavoastră și că alături de instituțiile dumneavoastră și biserica are un cuvânt demn de spus și în același timp cu greutatea sa. Vă mulțumim frumos! Felicitări pentru acest proiect! Mulțumim, mulțumim și noi! Acum, dintre dumneavoastră mass media, dacă aveți să ne adresați vreo întrebare, vă rog. O constatare, două întrebări, una tehnică și una, hai să zicem așa, de suflet. Și dacă îmi permiteți la sfârșit o nedumerire. Deci, constatarea. Rămân absolut plăcut, surprins de mobilizarea de forțe. Eu mărturisesc că nu m-am văzut în județul Bacău o asemenea mobilizare pentru un scop social, până la urmă, de suflet. Felicitări, domnul Zodian. Sincer să știu, vă știam de sport. Nu. Întrebarea tehnică. Unde se face preparare? Noi nu știm unde, sau nu știu unde e restaurantul, unde să venim să vă vedem cum gătiți. Cu drag, vă așteptăm. După aia facem despre Bălcescu. Unde? În Nicolae Bălcescu. În Nicolae Bălcescu, da. E drumul care face spre Valea Seacă, este intersecția Valea Seacă-Lărguța. Da, da. Și eu sunt foarte onorat că am fost ales să se practice... Deci cum se cheamă Regent? Regens. Regens. Mulțumesc. Acum, asta, a doua, asta a fost tehnică, ca să zic. Întrebarea de sunet, domnul Zodian, de unde această preocupare? Acum câțiva ani am început să antrenez, la mine în sală au venit doar copii cu foarte multe nevoi. Încet, încet, m-am implicat social, le-am cumpărat haine, le-am gătit, i-am luat la mine acasă, după care majoritatea din ele au plecat la loturile naționale, au revenit acasă și am zis ce fac. Anul acesta i-am promis uneia din fete, până de Crăciun să avem unde să stea. O fundație ne-a ajutat și a venit un apartament și acum stau 4 sportive. Alți prieteni care au restaurante le oferă masa de prânz. Și discutam cu o bună prietenă și a zis că i-ar place să gătim. A fost făcută acțiunea la București, gătim pentru oamenii străzi. Și am zis, pot să o fac și eu. Și dacă vedeți, nici eu nu mă așteptam să am atâta lume lângă. N-ați cunoscut, probabil. Da, mulțumesc frumos. Doar lăicuiam dimineața la cafea, la postel. Mai dădeam câte un like, așa. Relația noastră a început pe Facebook. Pe Facebook. Și totodată profit de ocazie. Să vă dau și eu șorțul, încă la MasterChef. Da, mulțumesc frumos deja pentru... Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Da. Poate și desfaceți. Da, eu sunt deja emoționată, o să mă vedeți. Nu știu că o să... Deci fiecare o să avea câte un șorț pe care o să-l păstreze. Doamna Carmen. Vom fi voluntari, da? Și... Da, da, da. Așa va fi. Bun, meu prieten, baby. Mulțumesc. Iată ce înseamnă, dați un exemplu, mărturisesc că știam cu sportul, nu știam că aveți și acest sport de cruie social, iată ce înseamnă o organizație cu adevărat civică care ar trebui să se notifice România și nu numai și de caracter politic. Dar am și o constatare, o rugăminte, constatare. Pe cât de uimit sunt plăcut aici ce se întâmplă, pe atât de dezamăgit sunt față de ceea ce se întâmplă cu adăpostul pentru persoanele care n-au, care, oamenii străzii din Bacău, legat de adăpostul de noapte din Bacău. Este o mizerie, este o rușine. Iertați-mă, trebuie să o spunem și asta, chiar dacă este un moment plăcut, tocmai exemplu pe care îl oferiți dumneavoastră toți acum, poate conduce în viitor și la o schimbare de atitudine. Mulțumesc, asta. O transmitem și noi celor care să... Exact. Și mai ales că avem pe doamna directoare de la Direcția de Asistență Socială, sunt convinsă că va aduce mesajul acolo unde trebuie. Depunem toate eforturile și sperăm că anul ăsta din fondurile locale să reușim să terminăm centrul de cazare la standardele
Se delege. Unde se construiește centrul ăsta de cazare? Este pe Milcov, undeva în spate. Nu e la fel de departe cum era un Constantin. Nu. Aceea este o soluție de rezervă, compromis și de o perioadă... Provizorie. Da, provizorie. Din Bălțani. Da. Provizorul devine permanent. Altcineva dintre dumneavoastră, dacă mai dorește să adreseze întrebări noi celor de aici, vis-a-vis de acest eveniment, vă rog. Nu. Deci înțeleg că am epuizat. Alte întrebări, dacă mai sunteți interesați. Persoane cu aproximație vor beneficia, ați spus? 250. 250. De porții vor pregăti. De mâncare caldă și 250 de sandwich-uri. Deci nu veți vedea mâncarea, deci va fi bogată, va fi consistentă. Deci nu cum unele restaurante sunt la meniu zilei. Deci va fi o ciorbă de văcuță consistentă, buiașul va fi consistent. Plăcintele vor fi bune, mari. Sperăm, deci vor primi câte o pâine, sper, fiecare. Iar a doua zi dimineață, sandwich-uri vor fi sandwich-uri. Vor fi mai bune ca la MasterChef. Deci aveam nevoie de sprijinul părintelui Busuioc pentru a vă da deslegare. Da, o să ne părintele Busuioc să ne dea deslegare, dar mai acum câteva minute, știți cum, călătorul care intră într-o casă și se pune se în față. Asta discutam în birou, călătorul. Și am uitat una din coordonatoarele voluntarilor, Daniela și cu Andrada, dacă le filmați, dacă, deci se implică enorm, chiar Andrada a fost și a vorbit cu oamenii străzi. I-a luat în brațe. Dar sunt sportive, domnișoarele? Poftim? Sunt sportive? Nu, sportivele mele sunt la școală acum. Păi voluntarii sunteți la ce asociație? Eu sunt reprezentanta voluntarilor Bronx. Iar ea, alături de mine... Anul acesta am făcut o echipă de voluntari. Păi nu știam, de asta am... Deci am făcut echipă de... Pe lângă echipa de sport, avem și o echipă de voluntari. Asta înseamnă organizație, domnișoarele, ce să mai discutăm. Și facem acest proiect. Iar evenimentul, așa cum au specificat și domnișoarele, nu este închis. Oricine este binevenit alături de noi în acest parteneriat. Absolut. Adică noi nu suntem fixați pe ideea că putem oferi 250 de porții de mâncare. Dacă mâine găsim un sponsor sau persoane cu inima largă, pe chitanță, la domnul Zodian, putem merge până la 500, pentru că știm. Și atunci o să avem mult nevoie mai mulți nevoie de voluntari. Da. Oricum, în fața dumneavoastră, îi aveți pe primii voluntari. Acțiunile noastre nu au să se închidă aici. Pe 14 februarie o să mergem să donăm sânge. Iar din tot ce o să se strângă bonuri, vom achiziționa pentru altă acțiune de noastră, cutia de Paști, în care vom duce alimente. Vom bate din poartă în poartă și vom duce alimente. Sunt ani de zile de când facem aceste acțiuni, dar trebuie să făcute la o scară mult mai largă și, și implicarea la mult mai multe persoane. Cum am găsit-o pe doamna prefect, o doamnă open mind, care a zis da, eu am rămas surprins. Și am zis chiar așa? Da? Noi nu. Noi nu putem fi decât de acord cu doamna prefect. Văd pe fața dumneavoastră că sunteți dispuși să ajutați. Și sperăm acțiunile astea să vină și alții să facă și să ajutăm să terminăm centrul de pe Milcov, să ajutăm să oferim persoanelor o nouă viață. Cei care sunt în stradă, eu le zic oameni fără cuvinte, au ajuns în postura aceea, nu că au vrut ei. Fiecare dintre noi avem o scăpare. La ei, scăparea a fost mai mare. Știu când eram mic, era un om al străzii care a fost profesor de matematică. Era unul care era profesor de germană. Deci, oameni care au avut școală, au fost școliți,
la fiecare dintre noi se poate întâmpla ceva. Și cred că societatea e datoare să sprijine acea persoană. Pentru că suntem oameni, în spatele hainelor suntem doar oameni. Atât am văzut. Întrebări? Atunci eu vă mulțumesc frumos și de asemenea mă bazez pe dumneavoastră pentru că așa cum a zis și domnul Zodian, în spatele hainelor 7 dimineața. Rugămintea mea e să faceți și dumneavoastră un apel pentru cei care vor să doneze. Îi așteptăm alături de noi, atât cu alimente, cu produse, cu bani, dar și pe cei cu pături și cu haine groase. La alimente o să întrebească, este o problemă, pentru că alimente trebuie cu comitate. Da. De aceea am mers pe alimente de la cetățeni aduse. Dacă nu reușiți să vă treziți, îmi dați adresa și când trecem, vă trezim. Da, noi sirenele. Oricum mă trezesc de la 6 dimineața. Da, da, da. Și pe dumneavoastră. Bine ați venit cu noi. Și pe dumneavoastră. Și pe noi. Eu vă mulțumesc frumos. Vă mulțumesc frumos și vă aștept cu drag alături de noi la acest eveniment. Mulțumesc.